produsele care conțin nicotină, cum ar fi țigaretele electronice, sub un anumit prag de nicotină, sunt permise pe piață, dar trebuie să poarte avertismente de sănătate. Peste acest prag, astfel de produse sunt permise doar în cazul în care sunt autorizate ca medicamente, precum terapiile de substituire a nicotinei. Țigaretele din plante vor trebui să poarte avertismente de sănătate, potrivit Mediafax. În forma propusă, directiva interzice explicit o serie de produse care reprezintă aproximativ 10% din piața de țigarete a Uniunii Europene, iar în anumite state membre chiar peste 30% din piață. Asta în ciuda faptului că nu există niciun fel de probe științifice credibile care ar arăta o nocivitate mai mare a acestor produse comparativ cu a altora, și nici faptul că retragerea lor de pe piață ar reduce nivelul fumatului. Propunerea Comisiei ignoră piața neagră a produselor din tutun, care a atins dimensiuni enorme într-un moment în care chiar n-ar putea să-și permită asta, dat fiind că piața neagră aduce prejudicii de 10 miliarde de euro anual statelor membre. Mai mult, măsurile propuse de noul document vor da fără îndoială un imbold pieței negre, se arată într-un comunicat al producătorilor de țigarete Philip Morris. Potrivit acestuia, din urmă, propunerea va limita accesul consumatorilor la produse și informații despre produse care au un potențial foarte clar de a reduce efectele dăunătoare cauzate de produsele convenționale din tutun. O primă lectură a propunerii sugerează că multe dintre măsurile recomandate nu vor ajuta la atingerea obiectivelor de sănătate publică ale Comisiei și vor avea drept rezultat neintenționat o serie de efecte adverse care par să nu fi fost luate în considerare de autorii documentului, au mai spus reprezentanții companiei.